Seara de poveste la Muzeul Regiunii Porților de Fier, proiectul Ada Kalemona Mura a atras zeci de persoane care au participat la un spectacol de muzică veche, marca Anton Pan. Pe lângă toate acestea, s-au spus povești despre Ada Kale și despre locuitorii ei, acompaniate de ritmuri vechi turcești. Parcul arheologic al Muzeului Regiunii Porților de Fier a fost locația unei seri de basm memorabile. Aici a avut loc un concert de muzică veche marca Anton Pan. Spectacolul a făcut parte din proiectul Ada Kalemona Mura, care are ca scop promovarea patrimoniului imaterial al acestei insule legendare. Este un repertoriu special adunat din Institutul de Folclor de la București. Sunt cântece care se cântau pe insula Ada Kale. Repertoriul e alcătuit din cântece cântate din Istanbul și venite pe Ada Kale, cântece care se regăseau doar pe această insulă și cântece sătești. Seara a cuprins și povești despre Ada Kale și locuitorii ei, iar ca totul să fie cât mai veridic, istorisirile s-au făcut pe ritmuri vechi turcești. Piesele au fost strânse într-un album special creat pentru Ada Kalemona Mura. Identificarea acestora a reprezentat o muncă asiduă. N-a fost ușor, n-a fost nici greu. N-a fost ușor pentru că totuși sunt în limba turcă pe care eu de-abia acum încep să o învăț și bineînțeles că încă mai am de corectat la partea de pronunție și toate celelalte. Am învățat alături de prieteni de-ai mei turci și tătari ceea ce a ținut de conținut, de înțelegerea textului, de partea de pronunție, iar partea de muzică, pentru că sunt muzician, mi-a fost oarecum mai ușor, pentru că de ani de zile mă ocup cu studiul muzicii orientale, muzică bizantină, muzică turcă, muzică otomană, muzică arabă. Noi, ca muzicieni profesioniști, asta trebuie să facem, să învățăm repertoriu care ne este, să zicem, nefamiliar, numai că n-a fost nici al afară de greu, pentru că totuși, toți, pentru mine, ca dobrogean de origine, am crescut conjurat de muzică turcească și așa că nu mi este total nefamiliar și a fost totuși așa, ca un fel de venire acasă, într-un fel. Să ne spui cât timp v-a luat să creați tot repertoriul, tot albumul? Repertoriul a fost înregistrat în 4 zile de studio. Am avut înainte cam o săptămână de pregătiri în repetiții și procesul în sine a durat chiar un număr de ani, din câte am înțeles de la Constantin. E vorba de partea de cercetare, de studierea arhivelor. Concertul s-a desfășurat în premieră la Drobeta Turnu Severin.